Salut! Ce o problemă cu el? Cam început bine. Dar și-a revenit. Bine ați venit la un nou set. Avem ultimul român din turneul Wuthering Skies Cup. Este vorba de Brutal și joacă în semifinală. Versus Storm, Best of 5. Și da. Brachetul este brachetul E. Hai să vedem draftul. Cred că l-au terminat deja. Avem pentru Storm, Mongols, Japanese, Lithuanians, Koreans, Italian și Celts. Bani pe Bohemian și Chinese, iar Sniper este pe Lithuanians. Sivurile lui Brutal, Aztecs, Mayans, Portughezi, Byzantines, Turk și Malay. Bandurile sunt pe Indians și Malians, iar Sniper este pe Byzantines. Am uitat să zic hărțile imediat. Deci avem pentru Brutal Compass și Inundation, iar pentru Storm avem Graupel și Maiort. Acestea fiind spuse, hai să căutăm jocul. Să înceapă semifinala. Îi urăm succesul lui Brutal. Sperăm să nu ne dezamăgească. Singur român din turneu. În ele toată baza. Și în cât timp căutăm meciul, să luăm legătura și cu co-caster-ul nostru din seara asta. Ca de obicei este Mr. Dapac. Atât îi trebuie. Hello, holy ship. Hai să vedem ce face Dapac. Hello, hello. Bună seara, străiești? Salut. Bă, frate! La un meci aici, tu ce zici? La fel, mă uitam la Spirit of the Law cu How Good is the Saracen's Market Bonus. Aoleu. Să văd și eu cum funcționează marketul ăsta, e foarte interesant. A ajuns acolo? A rămas fără subiect? A ajuns la Saracen Market? Ok. Ce să zic, te-ai subiect bun. Da? It's long overdue. Să înțelegem cum funcționează toate mecanicile, exploitul Saracens, etc. Ok, văd că sunt în lobby. Eu nu văd jocul când am intrat, probabil. Nu, sunt la lobby browser, nu un spectator. Urât din partea lor, sunt târzi atât de mult. Așa. Ce părere ai de Sif Draft? Îmi plac sivurile lui Brutal. Okay. El îmi spunea că se simte că a pierdut puțin Sif Draft-ul. Asta e impresia lui. Mongolți puternici totuși, mongoli, japonezi. Te uiți în partea greșită. Da, ziceam că mongoli japonezi destul de puternici, dar totuși are două meso, are portughez, malay, nu are sivu și Așa. tăbuțe. Ok. Nu mai lăsa Credeam că să spui termin. falele alea. Credeam că spui falele alea brutal, știi? Nu, deci tu ai zis că Brutul crede că a pierdut draftul și Am înțeles, am atunci înțeles. am observat și ce sivuri are inamicul și ziceam că oarecum, dar totuși Da, Brutul are sivuri mai bun. Din punctul meu da, da. de vedere. Deci, băiatul Fortuna o ales Graupel și Maier. Și Comas Inundation de la Brutal. Interesant. Celsi pentru Maier. Japanese probabil pe Graupel pentru Storm. Nu știu ce vrea să facă cu Koreans. Ca idee, Spanish, Persian și Berber sunt banați global. Deci de asta nu Da, le da. vedem în draft. Am uitat să menționez asta. Da. Se știe, se știe. Se știe. Malai probabil o să fie pe Compass pentru Brutal. Aztecs pe Inundation probabil. Tursk? E harta aia cu mult gol, iar? Inundation, da, o să o avem. Inundation e harta aia cu mult gol, ok. Dar nu se joacă Turks pe ea, nu cred că vrei să joci Turks. Cred că vrei să joci Aztecs pe aia.
Așa. Nu știu ce vrea să fac Coriens, repet, Storm. Vom afla. Ca început primul joc. Italians probabil o să fie primul joc. Italians versus portughezi, poate? Ia să vedem. Ia, hai că mi se încarcă. Coreans, Turks. Ok. Ok. Interesant. Vedem ce face Coreans, furtuna. Bine, Coreans, de fapt, e relativ standard pe Nomad. Faci castle drop-ul ăla periculos. Ia să deschid din Capture Age-ul. Așa, mergem la timp real, da? Cum e? Ok, fast forward la mine. Bună, Daniela. Să-l punem pe Bună Blue seara. Pearl în albastru. Bună seara, domnișoară Daniela. Și pe Storm în roșu. Dăm într-adevăr Corian vs. Starks. Starks pe Nomad? Why? Ok, să drop. Storm are avantaj mare din TC momentan. Au pus și docu, amândoi au pus docu. Okay. Castle drop și Janissa Raise. Mi se pare o strategie bună, nu prea ai probleme cu mâncarea. Nu ca pe Invasion, de exemplu. Deci, you can make it work. Așa. Am intrat și eu la tine pe canal acum să văd chat-ul. Dacă necesar. E team game, deci nu e ce știe ce, doar poate mai vin mai încolo băieții. Suntem noi doi, Comi. Suntem noi doi. Din nou noi doi. Asta e tot ce contează. Și cu Daniela, hai să nu fim răi. Și cu Daniela și E cu și Daniela. Daniela pe aici. Daniela, nu-ți fie frică să-ți faci simțită prezența. Ok? Da. Borlul la Storm. Primul Borlar. Nu avem borluri de la Brutal. Și alege să ia căprioare mai de la distanță. Ok. Dirigerea aia se blochează unul pe altul, urât de tot. Urât de tot. Practic cu Caster, da. Dacă ești pe stream, deja ești cu Caster. O omorât, da. O omorât borul Storm. Și o omorât borul la DC Storm. What? Ăla de... How? Păi n-avea cum să-l papi așa de repede. L-am împușcat singur. Eu nu pot să văd, că nu mai avea varianta acolo. L-am împușcat singur. Ma, ce ghinion. Avea un NTC. A, nu, erau vreo 5. Bun, asta e. Noroc cu varianta pro. Merită toți banii. Ia zi voi. Da, corect. Lasă să spui că dai rewind, să văd și eu la tine, frate, mă lași așa. Era logic că dau rimai. De-aia mi-am luat pro. O luat... Brutul o luat... Asta pe villagers care dă mai mult HP. Scapă pământul. Lum? Lu, corect, o luat Lu. Wow, e un sigur tech în Dark Age și pe ăla scapă. S-o păsit, frate, s-o păsit. Da? Ai muncit mult, da? Nu, dar încă îmi revin după weekendul, mai Păi mult de vine toată lumea. următorul. Da, mâine am plecat. Mamă, ce viața unii. Așa. Drăguț. Dar să nu mă invidia că practic mă duc să iau 20-30 de trânte de gheață. Fiecare zi. Fiți acolo la mine cum tot cad, știi? Așa. Ok, scouting-ul de la Brutal. Cam ia pauză cu o oaie. Normal și el lu. Am văzut că de obicei face scouting destul de bun, brutal. Da, Storm în schimb meciul ăsta au găsit TC-ul, vede cam tot. No, ce să-ți mai zic? 12 secunde TC Idle Brutal, 5 secunde Storm, amândoi sunt amatori, eu puteam cel puțin un minut până în momentul ăsta. 3 fiși la 2. 3 la 3 la mine. Acum, da, Sunt la corect. minutul... Da, suntem la 5 minute. Amândoi își controlează lemnul destul de bine.
Am mulți pilem totuși pentru amândoi. Amândoi mi se pare firește puțin cu cât de mulți au pilem. Am văzut că erai cu Ideea Brutal în voice chat. E pregătit? e... Am lucrat puțin. Am jucat un în caz că vinea Boundary Brawl și m-am uitat la el la un match versus AIP Nomad ca să încălzească. Nu mai discutat una alta. Dale băieților. Bine, nu prea-mi place distribuția eco a lui Brutal. Vrei să spui ceva? E posibil să pierdă Villager? Nu, hai că atent. Gata. Bine, nu-mi place distribuția eco nici a lui Storm, să ne înțelegem. Da, ce duță. Da. E, ce zicea Hera? E că vrei să ai 6 pilem ca să poți produce în continuu fishing ships și case. 6 numărul magic, știi? Uite ce zice Daniela, sunt mulți pe lângă pentru Double Dash. Mi-aduc aminte STI, știi, era ceva de genul, de ce are atât de mulți pe lemn și pe piatră? N-are sens și într-o dată văd că se duce duș. Dintr-o dată a avut sens. Click up de la Brutal. Ai făcut un emoticon cu GIF-ul ăla meu preferat. Ai Nu mai știu cumpărat care. acum. Ai cumpărat acum. A, ăsta. Să nu zici că n-am bani, mă. Să nu zici că n-am bani. 5.000. 5.000. Ok, avem Feudal de la Brutal. 54 secunde TCI-ul. Și na, am pus 3 pe piatră. Ok. E bun build până acum? O FC cu Chaos and Dark? 6 fishing ships la 8. Pentru Brutal, 1 minut TCI de inamicul are 0.5. Nu știu ce să zic, frate, nu pare prea bun. Da, întotdeauna s-a întrebat, nu mi se pare nici mie, dar... Dar, în schimb, s-ar putea să aibă destul de rapid Brutal ce trebuie ca să dea castle. Nu știu câte popică au villagerii la porc. Nu suficient. Are 14 pe food, totuși. Cred că nu o să aibă gold, o să trebuie mai mult de 2, nu? Poate mai multă. Dar depinde cât vrea să Dacă stea mergi Feather. fast castle, dacă mergi fast castle, scurs se zice, da, el nu merge fast castle, fiindcă au dat imediat două fire galley-uri. Na, asta dacă faci fires, mai destul. Da, au găsit docul la inamic și vrea să percuteze, fiindcă are un minut avantaj. Un minut 20 avantaj. Nice. Deci s-ar putea să-i dea jos peștele, ceea ce e foarte ok. Dar e double dog storm. Da, amândoi sunt double dock momentan. Dar sunt îngrijorat. Ok, eu mai pun acum pe gold. Nu mai are alte navi în queue. Ce scouting are Brutal? Iar tu comi, da? Am întrebat Alex. Hello, Alex. Imediat. Salut, salut, Alex. Vede docul la inamic și o casă chiar lângă TC-ul lui. Cam Ok, puțin și acum. scouting pentru minutul ăsta, nu? Acum, din păi, eu pierd toile. Ca acum, Da. din păcate, Fire și pulii stau idle. Nimic l-a mișcat. Dar aici, din păcate, o să vedem Defender's Advantage. Știi că Storm o să aibă, o să scoată navele până ajunge cu la fol. Dacă dă, uite că nu dă din nave. Storm păstrează aurul pentru Castle Edge. Avantaj brut. Fix 200, arată builder, dar nice. Da, e. Da, 35 pop, Dar pus, stai că da. n-are sens. De ce investești atât de mult în Water și DFC? What? Du-te caută peștele brutal, caută peștele. Așa. Ok, chiar să legi la brutal dacă are clădirile. Acum o pune blacksmith-ul, unde ce are clădirile. O, fishing ships e destul de mare investiția ca să... Să s-o pierzi așa. Da? Da, brutal n-are a doua clădire și n-are nici lemn să pună a doua clădire. No bueno. Reflexme și atât, nu? Da, frate. Măcar are 12 pe lemn, dar... Janissary mai bun decât Warwagon? Ok, Ok. O I'll aș pe take your una. word on it. I'll take your word on it, fiindcă personal eu fac micro la War Wagons întotdeauna și când mai am un sfert, i-am băgat în castel la vindecat, știi?
Da, frate, putea să fie cheasă la acum un minut și ceva de acolo. Și îi trage țeapă cu patru fire galleys pe drum de la store. Și l-o și momit, dar măcar e de idle la toate fishing ship-urile din colț. De-aia pe market nu blacksmith? Da, corect. N-are sens să pună blacksmith prima oară. E cheaper un pic, dar tot n-are sens. Fără army. Aici Nu să înțeleg. prioritizez blacksmith-ul. Nu înțeleg cu cine vorbești. Cu Alex. Pe chat. Dar cu market, nu blacksmith. Ai pierdut un fire ship, pierd al doilea fire ship brută, dar măcar obține trade. Ok. Are piatră de castel, dar nu are viziune, nu prea are viziune. Știe unde să ducă, dar nu se duce. E town watch de la store. Pe urmă, schimb, n-are piatră. Și merge TC. Ce spunea brutul? E că Storm, cam în toate meciurile, a mers așa cum îți place ție, Comi, să joci, mă auzi? 5 TC boom. Hai cu trapul, hai cu trapul, pune o poartă acolo, pune o poartă acolo. Așa. Ia uite în bază, așa. Nu spune că face quick call. What? Mamă. Trebuie să termin poarta, trebuie să termin Gândit? poarta. Vai de capul meu, brutul. Așa. All him in? A dat de lângă. Una în dreapta. Ok, da. Și acum să vezi că pune tower cu villagerul ăla, Storm. Să-și îl scoate pe stone. Posibil, dar eu aș vrea să văd castle drop-ul. Nu. Cam defensiv, brutal. De ce defensiv? Hello, Wenning. Salut, Salomenic. Ce se mai întâmplă pe apă? Storm dă upgrade-ul de Wargally. Da, are brutal, o pierdut apa complet, ar trebui să nu mai fac nave acum. Da. Da, o da și brutal, pierdut. Galis. Trei docuri, vede că sunt trei docuri? Ia să verificăm. Vede că sunt trei docuri și el stă pe două docuri și tot investește în apă, nu prea are sens. Început Does producția not de compute. Janissaries. Asta e bineșor. Castelul apără pădurile alea două din calea mercenarilor romani. Aoleu, Alex cu Da. povestile. Până acum castelul a omorât un vil. Că se ducea să pună un watchtower acolo. Îmi place care e inspector brut la piatră la el, știi? Inspecție. Ok. Tor mare avantaj de Fire Galleys, dar nu-l folosește. Deci brutul își apără peștele în continuare. Not bad, not good. De la TC și de la Brutal. Stormul Ok. pe 3 deja. 4 GNSR. E suficient ca să duci în față. Stormy House. 42 virus la 35. Ok. Știi că merge boom. Ești mai târziu cu boom-ul. Dar nu știi că e mai târziu, că n-are viziune. 35 de village la 44. Tocmai are 6 fishing ships care lucrează cu o eficiență foarte bună pentru Storm. În care dă horse coral, deci vrea să o transcendeze și puțin în ferme. Arată bine pentru el. A pus două ferme prea devreme, dar it's Iertam. Ok, 5 GNSR se duc la acțiune. Ne-am uitat pe relor și s-a văzut că Storm face bun. De ce nu i-a făcut ca Storm în față, nu înțeleg. Probabil vrea să joace safe, nu știu. O pot Castle drop. intimida de Da. villagerul ăla. Da. O să intimidat. Și acum... Pe neapărat trebuie să dai jos outposturile. Dar s-a dus așa de târziu că Storm o să pună un castel defensiv. Dar Da, măcar o să-l asta e. forțeze să facă defensiv, știi? Which is sort of a win. Consider scurt că Janissaries vs. Warwagon chiar sunt ok.
Nu văd de ce ar fi. Până la urmă, range ar trebui să... Să dea păi greu iau, în vengeance. Did Castle deny? Castle deny? Da. Micro? Bine, mă! Bine, știe mă! Să dea cuartul? Trebuie să dea stand ground, dacă tot trebuie să le dea. Hai, Dauti. Hai! Bine, mă! Hai rapid cu Siege Workshop. O pierdut apa, nu mai fă nimic pe apă. Ok, castle drop, not a bad idea. Stai că trimite tot store. Și și foarte deep, nu e chiar departe. Da, unde-i restul de Genis Race? Ridică, da. Nu, de ce pleci? Mă, trebuia să iei villagers, man, pentru 5 Genis Ray, parchezi acolo și iei vilți. Ok, ok, tot. Și poate prindea un și pic și acum de... pierde unul la castel, pierde un Genis Ray la castel. O pierdut apa, eroul nostru, și pierde o grămadă de vilți la apă. Ia uite la port acolo. Da, da, sunt pe fază. Mamă, ce măcel. 45 builds la 59. Mănăstire de ofensivă. Interesant. Da. Asta e o, asta e o chestie care, care am dus, jucat-o. Mhm. Control War nu e, nu e rău. Mi-a luat Koreans pe Boundary Brawl, știi? Că am, am practicat cu el în Boundary Brawl și el avea Mayans. Și nu știa ce să facă, el făcuse plumbs, știi? Dar i-a zis, fă frate monks. În special la început, cu numere mici, dai acolo un convert, practic e un transfer de 300 de resurse când convertești o, un War Wagon. E imens. Da, au range puțin la War Wagons, War Wagons, de aia sunt așa... Attack speed mic, range puțin, dar foarte mult HP, știi? 4 range, nu chiar puțin. Nu e wow 4 range. Ok. Nu mi se pare wow 4 range. Da, da. Un crossbow are 5, un skirmisher are Genis 5. Genis are 8, deci... Da, și... A, pe timp nu-i pierzi ATC, e bine. Și 17 base attack la Genis Series, pe când... Warwagon are 5 pierce armor. Cel? Da. Ok, mai moară câțiva vils, dar problema e când te bat cu cineva care a mers 4 TC-uri deja, e că îți trebuie siege. Ca deci, să faci față la... Genisteri îți dau pierce, nu? Asta înseamnă că sunt destul de tanky War Wagons. Da, dar e un număr foarte mare de pierce. Ok? Mm-hmm. Primul preoțel se duce la treabă. Mă pun la treabă? Ba, after manning, n-am zis. Da. Seara bună, manning. Foarte bine dacă reușești să intri acolo brutal, partea din nord. Prima combat. Nope. L-a speriat. L-a speriat, da. Îmi place ce face cu viziunea store, cu outposturile. Da, vine cu Navy acolo să se apără. Da, dar o intrat, o intrat. E, aici e o leacă de prăpăd. Ar trebui să se lase cu Mega Idol. Mamă, 20 de village diferență, are nevoie să te damage brutal. Da. Delete? Ce face? Ha? Ce face Storm? Naaa, niciodată nu funcționează asta. Dă-i brutal. Dă-i brutal, dă-i să simte. Dă-i acolo. Se chiar dacă mor toți de serie ăștia și-au făcut treaba. Hai, 10 acum, ai omorât. Da. Back, back, back. Run. Run forest, hai run. Hai brutal, hai brutal. No, okay. Not like this, man. Las și-o cu treaba, o lua vreo 70 bills la 64, da? Ok. L-o liniștit, l-o liniștit. Core-ul, în schimb, n-arată prea încurajător pentru eroul nostru. Și sunt doar 3 preoți pe teren, dar au sanctity. Are nu, n-au sanctity. Ca lumea storm, au posturi peste da. Tot. La intimidare așa. Hai cu preot. Mm-hmm. Un lucru puțin dificil pentru Brutal, nu juca cu hotkeys pe preoți, știi? Și când n-ai hotkeys pe preoți, e mai greu să-i găsești. Se camuflează bine, cel puțin pentru ochii mei în peisaj, știi? Ok. Wheelbarrow, Heavy Plow și Imperial Age pentru Brutal. Imperial Age? Nice. Da, e trebuie are să are și Relics?
Acum o Ai dată cu preoții, prima. ai cu preoții, s-au întors. Așa, bravo, Pluton. Acum cred că suntem o conversie. Așa, așa, hai, yes, avem o conversie. Bine. Și avem 6 War Wagons la 1. Nu prea produs Storm. Bine, nici brutal. Dar Storm dă și el Imperiul acum. Ok, ești un pic în față, încă am dai spoilers. Păi n-a făcut click. Suntem la același timp, frate, am uitat la resurse, știi? It's puteri de previziune, știi? Uite, Paranum. Și market abuse. Și market abuse. Da, știu ce zici. Ok, acum decât nu uitați să-l pui pe normal speed, ca să nu ia în sus când dă unul GG, da? Yes. Așa. Părinte stables? Bom. Serios? Până stable-uri? A, na. Pentru raiding. Da. Părerea face like-e. Mi-ar plăcea să văd Siege Workshop-ul ăla de care vorbea. Siege Monk ar fi mers foarte bine pentru Brutal match-ul ăsta. Da, de acum... Hai cu Manco, hai cu Manco, vin înapoi. Hai cu Manco. Așa. Dar unde-i restul? Că mai are 3. O lua conversia. Bine, mă! Bine, mă! Ok, crossbow de la Storm. Nu e idee proastă. Deci crossbow... Like, eh? Contra... Da. Contra monks? Da, da, sunt doi monks. Adică folosești pluralul, dar nu prea ai de ce. Mai e unul la casă de la... Dar și-a făcut treaba. Gândești că ăștia 4 monks și-au convertit 600 de resurse, practic. Janisrii totuși mur la... La arbalești, gen. Dar ăștia au mai mult HP puțin, deci fac ceva față. Important sunt trebzurile. Da, acum e trebor. Vedem doar unul pe drum. Bomber Cannon de la Brutal, nice. Asta îmi place. Mai rar. Și dă cu tunulețul. Da. Tunuleț. Hai Brutal, pune presiune pe el, Brutal. 77 vils la 108. Avantaj Storm. Mi-a plăcut să văd un GRSR cât de jos villagerul ăla le pasă, dar îi ține blocate populația, știi? Așa. Ai cu preotul? Unde-i preotul? Îmi place cum se focusează pe un singur castel. Da, în același timp, totuși, îmi place dacă reușesc să-și dea jos. Dar era mai bine să dea pe ăla din dreapta, că acum o să aibă, o să fie counter-push. Da. Are două bombard cannon-uri și al treilea pe drum. Ea trebuie să repare castelul ăla. Trebuie să repare castelul ăla. Deci dacă stai și gândești, dacă lasă un singur treb acolo în stânga, ăla o să facă treabă. Inamicul nici nu repară, știi? Trebuie să repar castelul ăla, Brutal. Da, în momentul ăsta e... Dar măcar e de jos castelul ăla, castel. Da, dar Brutal are armată. Și inamicul are 8 arbalesters. 5 wagons. Și de jos. Nu, tăticule, nu așa. Uf. Gata. E, acum apăr cu GNSR, eventual un preot. Ok. Acum trebuie să dai jos rapid trebușeturile. Bun, bun. Dați vezi cum îi dă cu GNSR. Oare? Pac. Pac. Nu, rezistă castelul. De... Pac. Nice. Pac. Bine, mă. Bine, mă. Așa. În dreapta ai pierdut acțiune? Nu, ai văzut. Acum. Bine, mă. Da, Daniela. Așa se face. Ce nici să-ți dau bine pe trebs? Pe orice siege. Mm-hmm. Dau foarte bine. Și eu dau jos un lumber camp pe Storm în stânga.
Stai că s-a trezit villagerul ăsta. Ah, nu mai e. Ok, l-a omorât. Da, distruge outpost-ul cu villager. Genial. Așa. Vezi să nu pierzi Janissaries gratuit la castel? Uite în stânga acolo cum asasinează villagers cu treabă. Genial. Brutal, cred că n-ai stand ground, dragul nostru. Pierzi Janissaries gratis. Dar măcar Storm e super panicat. Ia să vreau în dreapta, la Brutal. Încă două Bombard Cannons. Da? Da, bun castel, îmi place. Storm rămâne fără piatră. Ok, vin Arbalesters pe Upper Cannons, Upper Cannons, ai de cap. Dodge Breed cu Janissaries. Da, s-a făcut treaba bună, adică dacă te gândești cât să... Pe resurse pierdut pe crossbow, tot e ok. Da, trebuie să ai grijă să nu pierzi la castel, frate. Arată bine. Și nu duci tu în față la castel, frate. Arată bine, dar tocmai ai pierdut 1500 de unități în 3 tunuri. Și urmează să piardă încă 2 dacă nu-l faci micro. Măcar îi dă jos un trap, asta e bine. Bun, și trebuie să vedem acum la Brutal. E spam de light cap sau cu sari. Nu știu ce au turci. Au cu bonus armură. Și să nu mai piardă Janissaries la castele. Asta e obligator. Hai cu tranziția pe altă armată și eventual aduc și alea două Warwagon din stânga sau ceva. Da, nu poți să te bați chiar așa cu GRS Race vs. Convalest. 115 builds la 100, 130 pop la 164 avantaj Storm. Nu prea are... Trebuie să vedem a doua unitate la Brutal. Nu prea are food of sight. Da, fiindcă costă Janissaries destul de mult. Ia să vedem prețul lor. Split micro de la Vastor contra Bombard Cannon. 60 food, 55 gold. Scumpi. Și practic Storm joacă fix cu counter unit. Storm a avut balistă. Ai Brutal. Cine? Storm. Hai cu a doua unitate, Brutal. Skirmishers, Husar, ce vrei tu? Turci au Skirmishers, ia să vedem. Skirmishers de la Turci? Nu... Nici, cred că nici n-au Elite. N-au, n-au, n-au. Deci nu-s fata greșit. Turcii stau plus pe trash, nu fără de Husar. Păi au Husar totuși, cu armură full. Da, aia da. Am zis nu fără de Husar. N-are... Exact. E o tranziție grea când are absolut niciun upgrade, dar trebuie să o fac. Uite, faci un micro la Arbalester, trebuie să repare acele, chiar acele tunuri. Nu vreau să joacă. Trebuie să repare, mă. Trebuie să repare, mă, că le pierzi gratis. Nu, Brutal, nu așa, Brutal. Nu poți să joci totuși. Bună în genul Storm să meargă pe Arbalest, chiar e greu de învins. Frate, repar tunurile, frate, că sunt cele mai scumpe unități din joc. Și le-a pierdut. Tu vreo 8 tun până acum, Brutal. Mie mi se pare că nu suntem în sync, da, probleme și vechea problemă cu capture aici. Unul e în față, unul în spate. Hai că te aștept. Și de obicei eu în spate, când am PC. Are și stream-ul lag, da, are și stream-ul vreo 8 secunde așa. Plus minus. No. Uite aici unde stai cu ecranul, e bine să fie acum un moment important. Păi ai zis deja că pierde Bombard Cannon.
I come from the future. Da, ia de la GBA. Nice. Ce trist e să vezi Siege care nu e reparat. Ok, eu scăpat, scăpat. Uite o secundă mai jos, de o jumătate de ecran mai jos, cum și înapoi. O jumătate de ecran, frate. Adică... Aici, uite, vezi GLSR, are un pâlc de GLSR care ar fi făcut o leacă de diferență. Da, nu știu. E văzut, da? Mhm. Posibil să pierdem botul ăla cum merge treaba. Păi nu pregătește altă tranziție. Uite, Storm deja face a doua unitate. E blocat. E blocat pe singură unitate. Mm-hmm. Storm are 19 pe mâncare, deci n-are cine știe ce economie, da? Dar să facă treabă, chiar dacă are cel mai proști light cap din joc. Reuși să țin acolo. Problema e că, uite, GLSR o să facă față bine versus light cap, în opinia mea. Să fie așa de prit cum e versus ARBS. 27 ARBS la 16 GNS Race. E, mă auzi, Comi? Da. Mai trist. Nu le-a prea dat armura la GNS Race. Fii atent asta. Nu le-a pus armura. Deloc. Și deloc, frate. Versus ARBS. Nu poți să joci fără armură versus ARBS, frate. Hai, dă gheare să nu încheasă, să-i salvezi măcar. Ok, vedem o tranziție. Am dat și eu play. O să pun pe... pe 1X. O, nu, nu vrea pe 1X. Să sperăm că... e la timp tranziția asta. Da. Ce scorpioane? Și nici asta nu e cea mai proastă idee, dar uite că face Bloodlines, Husbandry. A doua armură, cu okay. Pauză asta. Stânga au făcut zid, Storm, ceea ce e foarte ok. Și securizează partea aia hărții. Joacă bine Storm. Măi, bineșor, da. Brutal putea să câștigi meciul ăsta de două ori deja, dacă băga un Siege Workshop mai devreme, în Early Castle. Le-a făcea Counter Unit versus ARBS. Deci era foarte aproape. Totuși Brutal are 400 de pe mâncare. Da? Deci are 38 de ferme. Pierde bun work and see. Cu heavy plan, da, e pierde. Dar măcar da trebuie la jos. Ceea ce este ceva. Mamă, îți merge 0.7, da, hai, ai pus pauză la Age of Empires? Poate faci switch pe jocul normal. N-am pus pauză, nu. Nu-s pregătit. Deci e cât emoțional de asta. Scorpions nu prea dau counter la ARBS, în opinia mea. Frate, 0-5, închide torrentul. Dar ce crezi că aici merge altfel? Cred că da. Eu zic că nu. Bună, Valentina. Bună seara, Valentina! Păi, până una alta, ține castelul ăla în viață, da? O să facă snipe probabil încă un treb în curând. Pune alt G comic ca să avem aceleași culori. Stai așa că în alte priorități în momentul ăsta.
Câpul, ok. Câpul la 100%, nu mai merge nimic. O mai dat jos un trap, bine brutal, bine brutal. Dar acum trebuie mai multe stables, dragul nostru. Cum a început să vină raid-urile de light cap. Da. Trebuie ultima armură pe husar. Hai să vedem dacă face defenderul nostru. Am intrat în bază cu husar. Cu light cap, pardon. Tot în bază la brutal. Moare ceva bills. Ce rău nostru, din păcate, nu vede. 52-38. Ok. Suntem bine ca și timp. Așa, noroc are castele, că salvează castele pe brutal. Mhm. Cum merge? Da. Benișor. Merge mai bine cu Ballistics, totuși. Până câștigă brutal. Fii atent, un trade foarte bun, un trade foarte bun. O dau castelul jos, o dau castelul jos. Bine, brutal. I believe. I believe. Îi dă jos range-ul. Încă 4 și l-a dat jos pe toate. Așa, dar pune armura, frate, pe ultima armură pe cavaleri. Pe sari. Au deja 5 armuri, dar putea să aibă 7. Ok, 5 Bombard Cannons versus 12 Arbalests. E cam prins într-un colț, Storm. Momentan încă nu-i colț, încă e jumătate de harturi. Când o să fii prins într-un colț, o să auzi o fericire în glasul meu, știi? Așa, hai că faci treabă cu sare, dragul nostru brut. O da și armura. Let's go! Let's go! Super! Bravo, mă! Iar pierde Mobile Cannon. Da, mă, dar nu vezi că le pierde și tot face altele? Dar nu te uita la banca lui Storm, în schimb, da? Să nu te uiți la banca lui. Are ceva. Bombard Cannons dă friendly fire? Mi s-a părut că și-au omorât proprii husari. E posibil să dea o leac de friendly fire. Nu zice nimeni nu. Nu zice nimeni nu. Hello, stress. Oh, mame, man! Tu ai văzut ce-a făcut acolo cu Bombard Cannons? Vai de capul meu, cred că o lua vreo 8 armăleste la același timp. Vai. 55-56. Ok. Puțin în urmă față de tine. Ești live? Nu știu. Cred că nu. Da, un... Ia să dau faster speed. Poți să dai din punctul lui Brutal, vreau să văd ce produce? Produce Brutal Cannon. Stăm pe fast forward? După de zi ceva. Vreau să fim live sau să fim la același timp. Pe 3, nu mai multe. Ok? Brutal rupe în dreapta. Un castel defensiv de urgență și pierde o grămadă de virus brutal, din păcate. Tonul, hai brutal, nu așa. Stă cu... Pierde virus pe stand ground în castel. Ok, eu văzut că nu mai rămas doar 4. Ok, vine cârdul de husar. Gata, ești la 59-0. Da. Ok, suntem live. Zici? Da, suntem live. E, da. Am pus pauză, că s-a dus prea mult. A, păi sunt la 59-26. Sunt la o oră și totul sunt live. Opa. Dar cu sare cu husare pe Bombard Cannons în mijloc. Yep. Dacă ar face Janice, ar ajunge și mai bine? Da, cred că au făcut vreo 100 de Janice din meciul ăsta. Acum mulți tot. Dar schimb, au rămas toți în viață. Băi, tată, ce mișto. Bine, mă. Nu, switch-ul pe husar e foarte bun, stres. Era necesar, fiindcă îl termina cu Arbalest. Scorli, da. Are poziție bună, brută. Da. Ne apropiem de acea predicție de colț de hartă. Toate că are ceva mișto și stă. Da. Brutal e pop cap, nu-i pop cap, e housed la 170, sperăm că mai pune niște clase. Pe de mă marcanul acolo.
Ei, vine trupa de asasin. Are și stun bomba cannon, ok. Partea mișto cu Corian, zic că n-au ultima armură. De, spuneau băieți că sunt cei mai slabi cu sarge din tot jocul. Da. Ăștia de Corian. Deci o să reușească să moară foarte ușor la castele. No, nu trebuie din nou bombarcheană. Da, da, trebuie Janus Reis acum. Trebuie să facă, să aducă și câțiva Janus Reis pentru Halbadir, pentru husari. Trebuie case, să poată să treacă de cifra magică de 170 pop. E 77 armată Storm la 26. Da, bine punctat, toată lumea are gold. Măcar de-ar spama husari în economia lui... Văd că pune range-ul, nu spune că face skirmisher cu torcs. Cred că nu știe. Dar pune și tables-ul, ceea ce e ok. Dar trebuie să-i dea snipe la mâncare. Dacă nimic bănuiesc că merge, nu? Da. Nu știu ce să zic, nu cred că merge. Nu știu ce să zic. Și tot nu vede că n-are case, brută. El nu observă că n-are case. Mai pus ferme. Frate, uite în dreapta câte fishing traps sunt la, la docurile lui Storm. Ai văzut? Mai jos puțin. Acolo. Fii atent asta. Fii atent asta. În fine. Brutul vinde lemne în disperare, pe 14 gold. Da, face scrimșeri. Are 3 relics, în schimb. Poți pune și el armura pe arcaș, măcar atât. Măcar a făcut genii să încheasă aici, da, a făcut. Ok, dă-i, o dă-i perla un bobar chiar înainte să-l piardă. Dar ce bine. Alistar sunt draft? Da, Alistar sunt draft. A făcut mulți geni în casă de știm, a fost un push chiar bun. Dar nu a reușit să scoată husarii destul de repede să dea counter la arbalest. Aici pierde tot husarii. Da, nu așa, nu așa brutal, nu așa. Nu așa. Totuși brutal e 130 wills la 90, da? Bun, și acum trebuie să fugi cu... tunurile. Ah, sper că are control grup pe tunurile alea. M-aș fi foarte trist să n-aibă control grup pe tunuri. Sunt și foarte trist că nu mai pune armură pe skirmishers. Hai tati, pune niște armură pe ei. Măcar dacă dă snipe la treb, îți mulțumit. Ok? Da snipe, au luat două bombard cannons și acum și trebuie dacă îl iei, dar nu-l ia. Nu-l ia. Da, e greu fără gold cu Torx. Da. Da. Au avut el moment de idle când putea să ia aurul ăla din stânga, dar n-a fost pe fază acum vreo 20 de minute. Trebuie să trimit în economie. A, așa, ia uite în dreapta, ia uite în dreapta. Uite pe mine mea pe dreapta. Stai că am camera. Avem un raid destul de bunișor în economia lui Storm. Foarte bun raid în economia lui Storm. Mai scoate de pe ferme. Da, o da GG. GG. Cam prematur, dar... prematură. Da, da, prematur. Păi avea spațiu să se retragă. Și putea să mai împingă 30-40 de husari în economia lui Storm. Avea și 40-50 de vilezi în față. 40, pardon. Nu știu ce să zic.
Da, a avut și șansele lui Brutal. Da. Ce naiba se întâmplă cu camera, mă? Într-adevăr, totuși e foarte greu să dai jos 32 de arbales cu 45 de halbadier cu încă 37 în Q. Și gala compoziții, băi. Da, e dreptate, Tim. Nu prea poți să-i omori armata, n-ai fără aur, ce faci? Nu prea poți să-i omori armata. No, în definitiv, l-a lăsat pe Storm să joace în zona lui de confort, și anume 4-5 TC Boom, știi? Castelul ăla a fost defensiv în loc să fie agresiv, nu a pus rapid mangonele, nu a avut mangonele cu Giannis Rey să-i apere. Deci, cam asta a fost. Bine jucat, a fost strâns, da, putea să câștige. Putea să câștige. Și Comi? Mă auzi? Da. Usar și Cavalier Archer. Aia era compoziția. Da, bine zis. Cum te simți având în vedere că stăm da, domnul, penultimul meci din campionatul ăsta? Da, relieved. Nu găsesc echivalent în român în momentul ăsta. Nu găsim ușurat, poate vrei să zici. Sună ciudat. Prea subțire. Prefer să nu zic cuvântul ăsta. Da, Turcia au niște chiar sunt foarte bun. Timp zice bine. Mai ales cu upgrade-ul ăla unic care le dă 20 HP. Rup. Și Corinthians nu prea aveau ce să facă versus Cav Archers. Fully upgraded. Bun. Hai să mai vedem o dată singurile. Am avut... Ce am avut? Am avut Turks versus Corinthians. Da. Pune iconițile pe draft. Imediat. Compass mi se pare că e, da, Compass e următoarea haltă, deci o să vedem Japanese vs. Malay. Da, destul de straightforward. Da, nu știu, niciodată n-a reușit să joc foarte bine cu Malay. Mereu mi-a fost puțin dificil să ajung la o compoziție care să-mi placă. Poate din cauza că am învățat foarte târziu să joc arcaș. Hello, Brutal. Nu sunt pe munt, sunt aici. Tu mă auzi, Dapang, da? Da, te aud. Tu mă auzi, okay. Nu? Da, da. Bine, trebuie să ești pe mute. Brutal. Nu zic că sunt pe mute. Pentru el să fii pe mute. Da, Tim are dreptate. Am văzut un overinvestment în... Bombard Cannons și nici nu i-a ținut safe. Aici au pierdut foarte mult. Da, eventual mai mult. Scuze, spune. Mai multe trepsuri. Da, ca au raza mai mare și mor mai puțin mai greu la arcaș și 2-3 Bombard Cannons de sniping, știi? Mi s-a părut că a avut spike-urile lui și chiar putea să câștige și el. Da, de două sau chiar 3 momente avea șanse mari să câștige. No, bine că avem meciul strâns și nu măcelul care l-am suferit eu ultima oară. Vedem sânge pe pereț. Bun, hai să vedem dacă a început următorul meci. Probabil că nu. Mai mie mi-apare lobby. Dacă Brutal îmi scrie că nu mă aud. Mie mi-apare lobby-ul. Mă doi sunt în lobby. Așa, ca să vorbim puțin de rating. Storm e cotat la 1277, 62 de win-uri la 62 de losses, la 1v1 random map. În schimb are 400 și ceva, nu, 340 de team games cu 2429 și 8 Empire War câștiguri la 2 pierderi. Așa, Brutal e cotat la 1207 cu 177 de wins și 157 de losses. Deci, at the moment, cu 70 de puncte mai puțin. 1v1. Trebuie să
Te-ai întrerupt? Am zis interesant și după aia am zis că nu mai am ce să zic și am zis că mai bine nu zic decât să zic ce n-am ce să zic. Ne transmite brutal că oponentul s-a avut un pic de pauză și că acum a revenit. Da. Pauză bine meritată. În parte defensiv după meciul și-a reușit să facă și un boom în spate. Bravo lui. Kevin? Ok, am găsit meciul. Hai că nu mai las camera, oricum. V-ați învățat cu fața. 70 de secunde spre delay. Ia să vedem, băieți. N-am găsit meciul. Sper că-l găsești și tu. Nu. Gata, l-am găsit. Ah, au dispărut. Hai, frate, hai. O fi obraznic. Care sunt sigurile? Portughez și japonez. Ah, portughez în loc de malai? Da, pe dar pentru ce compas. păstrezi malai? O fi aia cu houseboat? Nu e houseboat. Nu, nu avem houseboat. Atunci nu prea înțeleg. Nici eu. Cum afla? Da. Pe grau pe el nu prea zice că merg malai. Mm-mm. Nici pe Meyer nu-i vrei. Pe grau pe el cred că Mongols. Folosească. Dar nu are Mongols. Ba da. Are? Stai din nou la draft. Uite, e first pick la store. Da, eu vorbeam de eroul nostru. Ah, ok. Vorbeam de eroul nostru. Ah, stai că el are money, na. Nu prea-mi place că o luat portugheză aici. Au avantaj pe apă totuși, sunt water safe, știi? Portughez, dar na, vedem. Ce faci? Încerci să dai capture și tu? Da, măcar la început. Merge bine. Da, prima jumătate de oră merge. Merge, da. Exact. Și pălam în paralel și pe celălalt sar imediat dacă e. This request expected lobby timed out. Oh, mulțumesc. What? Mulțumesc, nu vreau să-mi dea voie să intru, garu. Deci nu ești în joc? Încă nu. Spune-ne tu ce se întâmplă. Ce să zic, au făcut TC-uri, Brutal e pe insula din stânga. Mi se încarcă. Storm e pe insula din nord și ambii și-au făcut TC-urile la Woodlines, cât mai aproape de țăr. De apă, docurile sunt în mijloc. Începe scouting-ul cu goats. Început bun din partea ambilor. Ambii fac treabă foarte bună de startup pe harta asta. Ah! O ratat niște porci, Storm și găsește Brutal, dar nu ia. Așa, ba da, i-o luat. Bine, mă. Bravo, Brutal. Bravo. Îmi place când zici așa. Bravo. Așa, 4 pe lemn pentru Brutal, 5 pe lemn. Ok. Și când Storm are doar 2 pe lemn? What the flower? Ești la 4 builds? Ok, interesant. What a flower? Nu jur. Bine, clar.
Acum vreo 5 ani am locuit expresia și am început zic what the flower, știi? E nice, da. Dacă deja ți-a intrat în reflex, e ok. Reflex cu, de, cu ani, nu, de ce, să nu exagerăm, da, cu, cu You're not that old, come on. Da, da, da. 10 secunde TSA de la brutal, dar nu din cauza că nu are resurse. Asta e, când exersez cu mine, prin și obiceiul prost. 15 secunde acum, frate. Și ține câte un singur villager în queue, brutal. Parcă alegea house pe noaptea că pierde. Nu mai știu. Dar nu are houseboat în, între... Parcă... Cards. Nu știu cine a zis, dar parcă ai zis cineva să nu, să nu ia houseboat, că e foarte greu te făcut micro și... Nu. Na. Mi se pare că Nectarii i-a zis, dar nu sunt 100% sigur. Ei. Un borlur de la eroul nostru face și storm, dar stormul face fără lum. Ceea ce îmi place dacă iese. Așa, o dat o săgeată în port ușor. Fii atent să o blocați singur cu o casă pe cea mai, pe cea mai rapid de rută storm. Și l-omoară porcul. A? No, 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 l-a salvat cu pace. A? L-omoară porcul. A? Au stric, bravo storm. Nice. Bravo storm. L-a blocat o capră. L-a blocat o capră. Ia dale. Stai, stai, stai. Aproape. Hai că a fost de ajuns în primul joc. Wow, acum okay. Fii atent ce, ce bolul olimpic vrea să facă brutal. În meciul trecut erau inversați, Storm era în partea stângă, nu volei și brutal era în dreapta și a știut Capture Ridge să schimbe și scorul. Nice. Iată de aici un bolul la brutal. Fii atent ce face. Perisim. Mamă. Oh, shit. Ah. Oops, nah, you're not, like, you're not, not doing that, no way. Nu, no, a început bine. Avea și niște lamas prin jur să-l ajute, dar trebuie să pună două case, poate. Ah, hai că ajunge. Dar dacă nu pune casă, îl pierde. Care că nu a fost pe fază când l-a atacat. Ăsta și încă unul. Hit. Da, da. Și cu Garrison. Da, da. Așa, bun. Și cu cine îl atace? Ok, au dus 5 villagers la TC. O lăsa lemnul. Și acum ia pe pica. Hai că nu chiar, nu, o reușit, eu mers. 26 secunde de TC idol. 26 secunde de TC idol. Pentru brutal, foarte mult. Foarte mult. De ce portughez pe harta asta totuși? Ai să uităm un tech trick. Da, corect, în sensul că poți să faci și, și archers și, și knights. Dar oare cedează sau nu apa? Va pe mine aia mare interesant. Păi, ships au plus 10% HP și tehnologiei se cedează 30% mai rapid. Deci, deja are niște avantaje. Ok, atunci e destul de, de mișto. Da, adică la Fire Galley War are un avantaj masiv. Plus că e cu 30 secunde mai devreme, dar nu are suficient spin lemn. Capacitate. Ok, eu pus al doilea doc, bun, dar unde-i lemn? Doar 8 lemn. Nu-mi place când... nu știu ce să zic. Ai simț ca să câștigi apa, da? Ai pus două docuri, da? Ai 4 pe gold, bun. Și acum are 17 pe lemn, ok. Ba nu, pardon, 8 pe lemn, tot 8 pe lemn. Nu. Nu. Asta nu-mi place. Asta nu-mi place. Pune, acum pune al treilea doc. Deci se repete istoria, 3 docuri versus 2. Amândoi au 9 pe lemn, dar Storm are o bancă de 347 lemn. 8 fishing boats la 6. Avantajul japonez? Nu.
Lumber Camp, Mining Camp la jumătate de preț, Mill, dar văd că nu o pus, dar dacă ar pune, ar fi ieftin. Ok, primul Fire Ship suspiterean, bun. Mai are încă una în producții, rezonabil. Hai, de jos, de jos peștele. Ce faci, Brută? Unde te duci? Înapoi. Scotează. Așa. Hai că așa, bun. Atac. Așa. Bun. Greu, greu mor. Ești japonez, dar măcar nu mai iau păpică. Știi că e o strategie care poți să o faci cu Fire Ships. Parchezi un fishing ship între nava ta de foc și cea inamicului și absorbi tot damage-ul. Mm-hmm. Știi, nu? Da, că nu știe să dea fire ship-ul peste obstacol. Exact. Nu este... Cred că e cam singura unitate care nu are indirect fire când e ranged, știi? Nu cred că mai există. Fii atent ce bloc îi face cu fishing ship-urile. Nu cred că a fost da. Intenționat. Posibil. Dar salvează-o pe aia, frate. Salvează-o pe aia. Dead. Moară transport și totuși. Ok, not the worst idea, dar totuși, așa, au pierdut. 15 pe piatră de la Brutal, asta e mai ok. T-Saddle 33 secunde la 0,2 secunde și acum se bate 3 Fire Ships versus 2. Niciodată nu vrea asta, dar au folosit transportul să absorbă niște damage, ceea ce e mai ok. Ok, e mai de jos un Fire Ship, dar... Ok, 2 la 2, cu avantaj Brutal, dacă folosești nava. Așa, bun. Bun, bun. Da. Brutul a văzut că sunt 3 docuri, dacă le-au numărat. Ce faci? O să dea Castle Age, ok, bun. Tot e păcat. Și pierd apă. Inevitabil. Cum o aperi versus 3 docuri? Mm-hmm. Nu scuze, nu mă uitam, nu eram eu atent. Are și Brutul 3 docuri. Dar ia niște trade-uri foarte dificil în momentul de față. Ok, 3 la 3, dar tot pierde și rămâne 2 la 3 în curând. Și nu face focus fire. Ok, acum face focus fire. Și au făcut micro storm. Și Brutal pierde 3 nave fără să moare niciuna. Da. Storm duce la reparat și a câștigat apa definitiv. Brutal n-are două clădiri pentru Castle Age, face un demo și trei Fire Galleys. Victor poate să dea Castle. Are Market, are Blacksmith, dă Castle. O dea Castle, Storm. Storm? 30 bills. What? Trebuia Brutal să nu fie primul. Ar fi putut. Da. Ok. Ar fi putut. Brutal face multe case în momentul ăsta, face un mil. Ambi au vision ships în viață totuși. A, da. Oh, 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 ce detonare bună pentru Brutal. Sper că ai prins-o live. E da, acum mă uit, ai prins-o. Bravo. Bravo, Brutal. Și deodată are 6 fire ships la una. Opa. Rapid, pune market-ul. De ce nu ia? Nu a pus clădirile. Măcar ieși și lui ceva, a reușit să ia apa. Totuși gândește că alea 8 fishing ships sunt idle în de față. Fii atent ce micro, fii atent ce micro face cu docu Storm. El nu ia damage, că blochează docu. Mamă! Și a venit al doilea fire ship și ăla dea tot 0 damage. Da, văzut. Gata, au văzut. Dar încă nu a dat docurile jos. Poate să vină cu... Better Castle Units și Fletching de la Brutal. Fletching de la Brutal. Deschid un Gallis, okay. Da. Poate face skip pe Gallis. Ma perché? Nu lo sé. Cred că sunt mai bune Gallis, gen să le pui choke points ca să controlezi zona de până la șină.
sau să dai de pe țăr, să dai în villager, să... A, el, corect, el credea că a câștigat apa. Da, da. E cam prematur dragul nostru Gluta, din păcate, că a greșit cu timing-ul de Castle Edge. Și acum el are 5 Fire Gales și un Demolition Raft versus 6 Fire Gales. Da. Dar nu dă upgrade acum, îl pun în Q. Oho, i-a dat o șansă. Da, foarte târziu upgrade-ul. Ei, row-ul nostru nu e pe piatră și nici n-are o baracă. Da, mi se face rău. Second TC de la store. De ce se face rău? Ești ok, Comi? Boomers, man. Come on, fight. D'accord. Mai, chestia e că apa e destul de micro-intensă, știi? Adică... vreți să te bați pe apă, nu glumă. Ok? Hai cu upgrade-ul la nave. A trebuit să se retragă plătura acolo să ne fight. Da, da, ar trebui, dar nu o face. Heavy demo. Mă rog, demolition. Da. Din păcate, de fericire n-au făcut prea multe. Păi uite și totuși Brutal How? A reușit să câștige. Bine, mă. Bine, mă. Avea numere egale. Dar poate erau mai lovite. Nu era și nu erau egale. Are Gales în spate. În spate am spus, nu în față. Dă și la upgrade-ul. Așa. Bun, da, pe pământ, ce facem, dragilor? Al doilea TC Bruton? Ai știi că probabil deja are 6 TC-uri băiatul. Bun, ai făcut Gales, acum trebuie Michael. Are Botkin în schimb Brutal. Trebuie să menționăm, l-a luat foarte devreme. Very good. Exact. Bine, Brutal. Și salvează... A, nu salva chiar eu. Aproape salvat un Gale. Mor un villager? Nope. 11 Gales la 2 fireships pe apă și încă câteva. O parcat, dar e prea devreme să parchezi acolo Gale-ul, așa de multe. Ai nevoie de el la luptă. Ok, lași 2, bine. Dar restul trebuie să te bați cu ele. 2 docuri la 3. A, dar uite-te în dreapta, uite pe continentul din dreapta. Ia uite băieții fericiți acolo. Toc TC, creează o nouă colonie. Hello, Anger. Salut, salut, Anger. Ok, acum, important pentru eroul nostru să nu se focuseze exclusiv pe apă. Îi trebuie o strategie pentru pământ și trebuie una rapid. Sta la umbră sub copaci, am în ce treabă, băieți. Atâta hype și stau degeaba. Iată, e destul de micro-intensiv apa. Și uite, acum o să câștige apa. Că și-o divizat numele de ghealiuri. Uuu, îmi pierd o treapă acolo. Păi da, are o grămadă de ghealiuri care nu fac nimic. Atacă o casă în stânga, Bruto. Not like this, Bruto. 14 ghealiuri pe apă și acolo se bate cu doar 3, momentan. Acum formează colonia? Nu. Aaa, am înțeles, ok. Da, au pus TC-ul. Hai, la umbra copacului formează colonia. Ataca acasă, Brutal. Atacă navele. Așa. Nu, e tot atac casele. Ok, timpul să schimbăm pe capture range. Căzut viteza? Yep. Da, 1.1. Pe Gales la 4 fireships și 2 war Gales și totuși Brutal aproape că pierde apa. Pierde fireships gratis. De ce să pui atât de multe acolo în stânga? 4. Fii atent, cum... Ai, de capul meu, cum poți să pierzi apa? Așa. Ei, ok, o leacă de micro, bun, își mai revine. O băga fireships, slava Dominus. Dar... Storm e pe 4 TC-uri deja. 58 wheels la 50. Frate, trebuie să masez navele împreună, Brutal. Hai cu fireship-ul, așa, bravo. Așa, bravo. Și acum ataci, perfect, bun. De emoții. Se extinde și Brutal pe continentul al doilea pentru el.
Ar face să văd că Rini, okay. Dar atât de mult water fight. Da. Totuși ține cont că Brutal are avantaj de 10% bonus HP când n-avem, știi? Îl ajută. Îi dă jos docu și o renunța la apă Storm. Și ce urmează? Bine, o renunța la apă în timp ce are 7 fishing ships care lucrează în permanență. Deci, da, a făcut switch pe fermă, uite ce are acasă. Da, la momentul potrivit. Da. Stăm dar, mai bine decât la capitolul ăsta. Dar ce se întâmplă cu economia, dragilor? Pardon, cu atacul pe pământ. Nimeni nu e pe piatră, ba da, Storm e pe piatră, nu e pe piatră. Ca și upgrade-uri double bit horse color la amândoi. Și atât. Au făcut și Storm gold mining upgrade când urca spre castle aici, l-am văzut eu. Dar la Brutal n-am observat. Îi dă jos docurile, asta e bine, aș fi vrut să dea o leacă din aia la fishing, dar na, asta e. Parchează navii la ponduri, la trecer, ceea ce e ok. Hai okay. Să-i dai și ultimul Storm. Doc jos. Storm încă pescuiește. Da, da, e o mare greșeală, dar termina acum de pescuit. Dar el vede docul? Da, frate, îl vede. Păi ce facem? Măcar s-o poziționat la... Fii atent ce bine face outpost-ul Storm. Eu sunt la din sud. Da. Bravo, mă. Ok, e bine și oricum s-o poziționa Brutal la toate trecerile. Ok, dar ce faci? Ok, 6 pe piatră. Ok, târziu. Dă jos docul, frate, lasă casele în pace. Așa, acum îți duce... Acum vede fishing ships? Nu vede fishing ships. Hai, frate, Îi dai atât de multă păpică gratis. Până și scorul din dreapta, n-am cum să pun scorul. Scorul din dreapta ne spune că Storm are un avantaj foarte mare în momentul de față. Pentru că... Chestia asta? Scorul. Ala, da. Okay. Avantaj pentru Storm, pentru că apa, când o câștigi, îți dă un, îți umflă foarte mult scorul. I-o găsit într-un final fishing ship-urile. Aleluia. A, câte tisiuri are? 3... 5. 5, what the fuck. Exact cum ne-a zis Brutal, băiatul joacă 5 TC boom. Brutal e housed. Să uită... Să uită prea mult la adaugă asta. Nu știu dacă e posibil așa ceva. Fii atent, Storm vrea să facă redocking, dar Brutal e acolo cu Gallis. Da, și face castel și nu are cum să mai intre în toată zona aia. Face castel, asta dacă e... Brutal îl lasă să facă castel. Corect. Da, se înțelege. Fii atent cât e... Așa, bravo mă, bravo Brutal. Așa, piață-l din nou. Cum să te duci exact în momentul în care vrea să pune în castel? Ce noroc a avut. Bravo, măcar atât. Impte la amândoi. Ok, bun. Unde e primul castel, Brutal? Pune castel în cealaltă parte, dar are și acolo ghealizurile. Nu-i noroc. Noroc. E avantajul de a câștiga apa pe harta asta. Da, da. Aici, în dreapta, atunci numai ce veniți cu ele de la din centru. Și dacă au fost pe fază Brutal, au văzut că villagere vineau din partea dreaptă. Deci știi care o bază significantă pe continentul. Dar ridică pe stare în stânga. Ridică. Ceva pierde, dar ridică, nu-i de ajuns. Da. Ridică. Da, pierde serios. 117 vills doar la 86. Da, o tragedie. Brutal vreau să zic că nu are castel, dar pune și una acolo. Le trage-te cu navele, că le pierzi, așa. Măcar încearcă. La ceva vinzi. O luat, au văzut casa, au văzut fermele pe... Fermele nu știu dacă au văzut de fapt, dar putea să fie un artefan. Au văzut și fermele. Deci știe că băiatul e pe două continente. Brutal pune un castel pe insula lui. Îi inim cu un minut mai târziu. Redocking de la Storm, Brutal vede docurile, știe ce vine.
Dar plăcea să parchezi niște nave și pe celălalt mal, ca să dea din aia la TC. Storm are 117 villagers și atât. Ship Ride pe drum pentru Storm, wow, Ballistic okay. pe drum, Botkin. Ce tare! Deci nu o să vedem land match-ul ăsta, doar water. Acum imediat ce intră în Imperial o să vedem primul trap de la Brutal și are 4 monks care fac treabă undeva. Fii atent! Mamă, s-a dus cu monk și cu transport și pe centru să ia relicurile. Bine, mă? Nice. Asta am văzut. Bine, cât timp ai două continente, e aproape imposibil să termine aur meciul ăsta, știi? Da, e free stuff, totuși. Nu stric. Fun. Da, exact. Bracer de la Brutal. O făcut primul trap, Brutal. Hai de atac pe castel. Nu mai face nave, Brutal, în schimb. Și ține navele parcate în dreapta. Putea să-i dea jos două TC-uri, Brutal, în tot timpul ăsta. Deci putea să dea jos primul TC. Și cred că ajungea și la ăla din dreapta. Între timp, Mega Water Reboom, era inamicul nostru. Da. Monk și fac treabă, convertesc. Da, nu convertit încă nimic. Ok. Luare lichid? Da, le-a luat, le duce acasă. Carining pentru Brutal de-abia acum. Și Galleon. Deci o să insistă okay. și el pe apă. Da, da, trebuie să te bați, nu poți să-l lași, e chiar așa. Mm-hmm. Fight-ul. Dar aș vrea să intre Galleon înainte de fight, totuși, așa mi-ar plăcea, așa ar fi frumos, așa. Și Storm are Ballistics. Amândouă Ballistics, da, curăț. Acum intră și pentru Storm, mai dă și Fast Fires, mai dă și Karenin, cred. Da, dar da. Am câștigat primul trade. Și până la capture rege că poți selectezi ambele grupii de nave, vezi cine are mai mult HP, știi? Mm-hmm. Și Brutal pierde fiindcă nu are reinforcements. Deci Storm produce din 10 docuri în momentul de față. Da, dacă stelul la jos totuși, poate să mai da și din docuri jos. Da, dar o pierdut apă. Da, clar. Și avem un text switch de la Brutal, dacă o schimbă pe Cavalerie. Nu este o idee rea. Dar trebuie atacat urgent. Eventual și vreo 4 castele puse cândva care 2000 piatră brută. Așa, acum pune încă unul, dar nu știu ce îl pune acolo, că dacă vine chiar în Gallian să-l pui degeaba acolo. Ce faci cu el acolo? Eu mi-am place să văd niște demos de la Brutal, având în vedere că sunt unități de la inamic pe lângă docurile lui, e foarte ușor să... Da. Să faci ceva da. Bun. Exact. Exact. Acum vezi exact ce trebuia să facă Brutal acum ajung, 20 de minute. Atacă primul TC, TC-ul ăla inițial, al lui Brutal Storm. Mm-hmm. Cu Botkin poți să dai el, ca să le ieși din afara raze TC-ului. Da, și castelul ăla nu face nimic în afară decât să-ți dea producții de organ gun sau traps dacă ai nevoie de ele, dar n-ai nevoie de asta. 150 de village de la store? Da, la 124. Nu știu că vorbim. Dar poți să-i ștergi mai acum, știi că n-are bancă băiatul. Dar da, n-are... Are 6 cavaliers de la... Nu, no, Galleons de la store. Păi da, asta e clar că asta urmează. Trist. Clar că asta urmează. Nu văd un răspuns sincer pentru Brutal. Poate să folosească traps? Văd că aia avem plan. Da, e greu să le nimerești. Are bombard cannons, Brutal. Da? Ia, yeah, le nimerești? Folosești și traps. Ia. L-am mișcat. Ok, mai face cavalier. Pune armura, ultima armură pe ei. Îi ține ascuns, asta e ok. Dar de ce vede Storm și face deja
Pai Queen. O găsi, că are 8 posturi peste tot și au văzut stables-urile de asta. Nice. Exact. Da. Dar produce, are, produce unul singur. Au făcut barăci acolo, se produc o grămadă. Pierde... Păi e... Pierde castelul, e GG. Da. Nu știu mai revine brutal din asta. Este din raid-ul? Da, nu e raid-ul, face un castle drop acolo. Și raid-ul în partea dreaptă. Care a târziu castle drop-ul ăla, dragul nostru. Cavalier contra pikeman fără upgrades. Da, ok, ți-i ascunși și ți-i ascunși. Ok, uite, sunt în bază, se duc înspre bază. Îi vezi? Atacă raid-ul de cavalier în dreapta? Yes. A luat a doua insulă, câteva clădiri și atât. Da, da, nu e boomer, trebuie agro. Așa e Alex. Da, ar fi mers Daniel la niște bombard cannons. Dar acum, ce mai face? Asta face castele defensiv. Și are 6 Khan Galleons, toată economia, toate castele care se pun sepe la mal, se duc. Exact. Hai, dai jos toți pikemenii, că-s 5, dai jos. Dai jos, mă, pikemenii, că-s doar 5. Da, așa m-aș lupta cu pikemenii până nu și au upgrades. Dau un trap jos, face... Chiar nu, chiar nu-i rău. Da... A, nu, nu se pără mie. Da, o pierdu masa de traps? Pierdu masa de traps, eroul nostru. Masa, avea două, le pierdu pe ambele. Da, hai că face aici pe un Okeanos. Dead bomb, n-au nicio șansă. Eu. Ok, urmează meciul 3. Posibil meci decisiv? Da, nu, nu a apărut suficient de bine. Nu a făcut tranziția pe pământ suficient de rapid. Decider match se spune dacă e egalitate, deci știu eu. Deci nu e decider. Nu știu încă dacă câștigă unul, dacă poate unul să câștige. Sau dacă... așa. Sau așa. Să merge pe mâna... pe mâna ta. Ok, 10 Galleons pe apă versus 31 Galleons for Elite Cannon Galleons. Da. Prep war. N-ar ce să mă iei. Yeah. Da, 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 da. Yeah. Caput. Caput. Long distance farming pe a doua insulă. Asta e. Brutul a spus foarte bine că știi că adversarul e boomer și vrea să joace agresiv. Ok, bun. Joacă agresiv, frate. Dă-i. Da, oarecum nu mi s-a părut prea agresiv, nu mi s-a părut nici prea boomer. Un fel de între ele, ceea ce nu prea e chiar. Care din ei? Care e? Brutal. Brutal? Da. Exact. Și eu și permis să facă castelul ăla, știi? Mm-hmm. Că totuși nu a ținut suficient de bine. Ok, avea 3 continente. Bun, asta înseamnă că trebuie să aperi practic 4 puncte unde poate să facă castle drop și docu. Și le aperi pe la 4, ești ok. Bun. GG. 2-0 pentru Storm. Bravo, Storm. Da. Dă-te la military, dă-te la military statistics puțin. A, da. Ai închis capture edge-ul sau l-ai deschis? Da, e închis. Dar poți să ai și acolo statistics, dă-te la military, la timeline. Așa. La timeline se vadă mișto totuși. Da, în fine. Hai să căutăm meciul 3. Fii atent acolo, fii atent cât de mult a fost cu 0 armată. Stor. Peaceful play. Mama. Ce pedepseală trebuia să primească pentru așa ceva. Pedepseală. Ce pedepseală. Bun. Deci am văzut... ce am văzut? Portuguese versus... japonezi. Harta mai avem Inundation.
pentru brutal. Silverle, pentru Storm mai avem Mongols, Italian și Celts, iar pentru Brutal, Aztecs, Mayans și Malay. Care e a doua hartă? Mired? Nu, Inundation. Inundation, da. Asta ar putea să o câștige. Am lucrat cu el, parcă acum vreo câteva săptămâni, am lucrat Siege Monk push-ul. Care e pe Inundation, dar ce Siv are pentru asta? Ce poate să joace Monk push? Ce Siv joacă pe Inundation? Mayans? Aztecs? Aztecs. Aztecs, da. Aztecs. Siege, Monk, Push, Eagles. Ia, hai să vedem. Încă sunt în lobby pentru mine. Nu sunt lobby. Nu sunt joc, sunt lobby. Da. În lobby. Ok, am început. Spectre-ului 80 secunde. Take your time. Vezi bine sigur lui. Aztecs versus ce? Ia să vedem la draft dacă îl găsesc la timp. Aztecs versus Corinthians? Nu, a jucat cu... Nu a jucat Corinthians. Ba da, a jucat Corinthians. Mai are Mongols, Italians și Celts. Probabil. Hmm? Celts poate o să joace, deși el e bun și pe Maier, după cum am aflat eu, spre tristețea mea eternă. Da, Celts o să joace. Da, Celts este. Let's make it happen. Ai văzut setul Leary vs. Doubt în semifinale? The comeback, huh? L-ai văzut? Nu știu. Nu știu de tot. Nu cred. A fost 2-0 pentru Leary. Da, best of 5. Și după aia au curățat, dau 3 meciuri. Bam, bam, bam. Pe de-o parte, pe de-o parte, 10 jumate, 10 jumate. Și nu știu dacă mă țin încă 3 ore de casting, dar pe de-altă parte, asta aici, acum aș bucura să văd pe Brutal cum câștigă. Să sperăm. Aia să fie problemă. Dacă trebuie să mă duceți la 6 și ceva. Da. Da, early morning, trebuie să plecăm bine, aștept vreme. Ei, hai să vedem dacă știi ce fac căluțul Brutal. Momentan niciunul nu face treabă bună cu căluțul. Nu asta se face băieți. Cu căluțul. Nu Brutal. Da. Un start nu prea-mi place ce fac băieții cu căluțul. Să revenim. Da. Ok. Storm s-a dus, e primul care ajunge pe inelul exterior. Acum ajunge și Brutal și o să înceapă să găsească oi. Storm o găsit primele două.
Storm face primul TCU. Da, nu e un avantaj foarte mare, dar este un avantaj. Ok, hai, hai găsești voi, dragul nostru. Brutal. Ok. Găsești și brutal 2, perfect. Are în schimb o poziție foarte ok, foarte bună, în colțul hărții, dacă o să găsească brutal, pentru expansiune. Foarte, foarte mișto de apărat. Și are una și mai spre mijloc, care iarăși e destul de simplu de apărat. Bine, până ajung magonelele, că atunci când ajung magonelele nu mai aprede nimic, da? Cu puțin versus archers, dacă face feudal archers. Deci cu Kelts probabil o să meargă man at arms. Nu știu, ai opțiuni să faci hărea cu Kelts în feudal și să te duci rapid castle după asta. Îmi place că nu dă scouting cu... cu oile. Nu știu ce să zic. Eu sunt ok cu asta. Cu calul trebuie să faci scouting și nu să te întorci, brutal, nu te întorci înapoi. E ok să trimiți oile la TC, da? Să fii safe. Să fii sigur că nu le pierzi. Dar uite la cât diferență de oi. Da, dar ai putea să stai pe deer să lejer. La început, dar nu te, început, nu te duc, da, în castle, nu te duc în castle caprele, știi? Corect, nu pun în castle, da. 10 gâști pentru Storm, 4 pentru Brutal, nici măcar jumate. Și, o mai, ok, mai găsit 2. Se duce Brutal să ia purpură? Cu lumb. Dacă nu iei porci, nu-ți trebuie lumb pe harta asta. O are ghinion și-o ratat 2... oi, în stânga sus, brută. Mai, dacă tragi un porc, zici că recuperează diferența, da? Ah, îl vede pe ăla din stânga, ok. Îl vede acum și pe celălalt. Tanca da, are da, lumber camp. Da, și trebuie să fii mega șmecher între ghilimele bolul ăsta ca să iasă. Foarte lungă distanță, sperăm că nu se blochează singur cu un vil. Ok, o bloca puțin porcul, dar nu suficient cu al doilea vil. Ok, alt. În treia vir, te uiți la lorul lui Pluto? Da. Fii atent. Ajunge cu el acasă, ce mai contează. Ajunge cu el acasă, da. Bine, mă. Ok, au pus Lumber Camp într-o poziție bună, în schimb. Asta vorbeam și noi mai devreme, să găsească un loc ușor de securizat. Hai să vedem cum omoară borul. Storm are mulți pe Void pentru Kelts, are foarte mulți. Unu! What? Ce s-a întâmplat? Cum a supraviețuit villagerul ăla? Mai are 4 HP. Mi s-a părut că n-a atins porcul. Ai de capul meu, frate. Ai milă pentru inima mea. Și eu, first. Scor? Dai 0 pentru Storm. Brutal. Așa, trebuie să dai auto-scout la scout. Nu lăsa idle. Storm. Fii atent ce scouting vrei Storm, tate. Fii atent aici. Roate de căruță. Dar mai din vasul lui așa. Nu știu, poate le-au păiți mai drepte, mai rotunde. Da, avea de mai mult. Capul meu. Măcar nu i-o găsi baza, da? Avem un lucru care... e ok. Da, spunea că are foarte mulți pe Wood, Storm. Ți se pare că 4 sunt foarte mulți? Pentru Kelts, da. Ia uite ce boluri face Storm. Fii atent acolo, ce profesionist. Ai văzut? Da, ai cu coi colț în altă. Da, l-a adus exact unde trebuie. Mai bag un wall, așa. O ia pe dincolo, what? Da, și cam ea o leacă țeapă, da. Coi colț. Și eroul nostru a găsit baza lui Storm. Ia 18 fields la 19, 42 secunde TC idle pentru Brutal versus 15 secunde. Nicht good. Da, asta deja văd că e un fel de temă. Nicht good.
Nicht gut. Să ne uităm la Da. food, în schimb, și cred că... Păi, cred că dau tap. Opa, fii atent aici, Storm n-are păpică. N-are, n-are. N-are păpică să dea. A, el merge fast castle, stai ăla, el merge fast castle. Merge direct build fast castle, nu dă early feudal, știi? Mhm. Asta cred. Storm tot nu găsi baza lui Brutal, deci nu știe unde se află. Brutal mai migrează câțiva băieți, o puși o poartă, pune un mil, nebunii pe acolo. Da, da, face favor Storm, AFC. Frate, ai 6 gâști. 6 gâști, lasă niște villagers acolo să ia de la gâști, frate. Așa, uite, un toți doi. Thor face încă un bolur, Quick Wall casă ca să salvezi vilul. Al doilea Quick Wall casă și schimbă vilul. Bravo, bine jucat. Ia la porci, băiatul. Un pic cu emoție. Mai emoție, da. Ambii sunt viață, păpica vine. Da, Brutal primul up. Da, cu 30 secunde. Da, bolul ăsta o să-i dea... Destul ineficient bolul. Boluri de la Brutal. Boluri de la Brutal. Ia fete de aici sus. Pa, ce frumos să se pună. Stai să vezi, stai să vezi. Așa. Așa. Bravo. Bun. Arată-mi la că statistica aia de movement, te rog frumos, pe al treilea ecran. Am văzut când au văzut capurile alea. Așa, 53, asta e problemuța cu capre, știi, când iei multe capre, ai 5 minute pierdute, știi? No, în fine, nu e mare brânză, totuși la ciclile astea nu e imens. Deci nu-i stres că ai freză nou? Păi și tu lucrezi pe un stres, asta treabă n-ai. Da. Trebuie că pune și Brutal pe deal, dar n-are cum să dea... Vedem acum market spam de zile mari. Trebuie să vândă piatra. O să vândă piatra, o să ia preț bun. A trebuit să vândă piatra pentru hai, ce... Hai face... Hai cu tranzacțiile. Așa. What? Ok, eu vândă doar 100. A? Cred că a dat drop la ceva, avea 200 food, cum naiba, dar a ajuns la 800 în câteva secunde, cred că a dat drop la ceva. Exact, la porc. Da. Și la capre. Mamă, dar ce tare a fost faza, nu? Pam. Hai că e și Storm. Dar uite, și Storm e acolo, cu 3 vills în plus. Trebuie să pregătească clădirile de producție, Brutal. Dacă vrea să facă ce crede că face. Siege Workshop, dar întrebarea este unde îl pui, probabil pe mijloc. Și nu faci legal? Faci Monks. Siege Monks? Monk Siege, în prima etapă. Monk Siege e suficient. A, mi se pare greu la nivelul ăsta, Monk Siege. Păi greu, ușor. Nu știu să zic, dar ce face Cheltu? Tragi, dai Redemption, da? Îi dai joc, îi cucerezi Siege-ul cu Monk și... Păi ce mai faci? Arcaș! Altceva n-are ce să facă și nu prea convine să facă arcaș. Dar trebuie să pună clădirile Brutal. Dacă merge Monastery... Siege Workshop, e ok. Ok, uite... Storm vine cu Watchtower-ul lui, deja... Oh, vine cu scout-ul la TC, Storm? Garrison Brutal? Garrison... Oh, ah, never mind. Flowers, remember. Am zis never mind, n-am zis altceva. Știu. Ok, Brutal, ești în castle aici. Acum n-ai nimic mai important de făcut decât pus imediat cele două clădiri. Așa, puțin mai în față. Nu zici că te unde, nu știu ce. Măcar atât. O încercat să fac eu niște quick walls acolo la villager-ul ăla, dar nu s-o opri la mijloc.
Ok. Counter Siege Workshop. Dar de unde știe? Poftim? De unde știe? Ca ei, nu cred că mergi niciun fel de movement speed în Feudo. De unde știe ce? N-am înțeles. Urma să vină Siege de face Counter Siege. Dar nu face Counter Siege, face Siege. Înțelegi? Și face Siege Archers. Deci, indiferent. Kelto mers pe Fast Castle Siege. Păi mi se pare mai puternic pușul lui Storm. Este. Și ar muri la Eagles. Da, să zicem. Ok, eu încep cu Sanctity. Ai Archer și Siege, n-ai cum să spui că nu mor la Eagles. Păi, dacă joacă bine cu mangonelele, da? Tot ce trebuie să facă e să aibă niște engage-uri bune cu mangonelele și eventual un redemption. Da. A, 1-1. 1-1 e bun, e în avantajul brutal 1-1. Corect, dar joci Siege contra Kilt. Mie nu-mi place chestia asta. Nu știu de ce nu-ți place, fiindcă trebuie o singură lovitură bună să dai jos mangonela, da? Monk și au deja 50 HP. Storm are 3 pe food. Dar hai să vedem mai multe mangonele. Că, uite, nici nu produce mangonele. Hai, frate, cu agresiunea. Storm cumpără mâncare ca să facă fields. N-are botkin în schimb. Are botkin în schimb. Hai, dai jos workshop-ul. Bine, asta e periculos, fiindcă... De fapt, nu e idee foarte bună. Poate de în garrison și ataci instant. Așa. Ok, au mai plecat o leacă. Și ce cauți acolo cu preotul, frate? Ce cauți acolo așa expus cu preotul în dreapta să-l pierzi? Poți să faci preot cadou. Okay. Apără de arcaș cu... Cu botkin? Cu... Așa, da, are botkin, dar... Așa, da. Ia și preotul. De... Ce split, tate. Dă cu... O omorât 3 gâști cu mangonela. Acum omoară Vils. Așa, chiar să. Hai, asta e momentul tău de Shining. Așa, o luat una pentru una. Una pentru una, ok, să zicem. Da, în gheară să-și pune la muncă pe băieți. Pierdem cu un preot aia. Tăric pe villager. Ok, nu-l lua preotul. Dar putea să pun un turn. N-a ajuns la redemption. Dacă ajungea la redemption, pierde încă, cred că e al patrulea monk care pierde aiurea. Din păcate. La 1, din nou, asta în opinia mea este în avantajul lui Brutal, dar îi dă justițiu. Și de-o da și crossbow. 2 monks. E o gaură acolo la Brutal, se duce cu arcaș, intră în baza aia. Posibil GG move. N-a pus nici turn, n-a făcut nici zid. Da. Ce faci? 12 villageri expuși acolo. Bine. Erau. Nu l-au luat ca clădirile. 4. E dat avertizare, dar tot. Așa, GG. 52 pop la 36. Ideea de joc mai târziu, ce? Da, nu aveam nicio șansă. Da, asta a fost. Pe când dacă făcea Eagle, rupea tot. Da. Dar chestia e că merge Knights dacă el merge Eagles, știi? Knights, Monks. Eagle Monks atunci. Altceva. Exact.
Nu puteam merge drept pe Eagle? Why not? Ba da. Multe upgrades. Nah, never. Nu. Putea să facă Eagle Warrior. Dar nu putea să facă Marmonel. Trebuia să aleagă ori unul altul. Da, în fine, a avut o strategie și a dus-o până în capăt, ce să zic. Exact. Nu. GG. Da. În semifinale a murit ultima speranță echipii române la acest campionat. Da. Cam gata și uitați. Asta. Toți cei din chat aveți o ocazie unică să vedeți o fericire de față lui Comi. Nu mai trebuie să vă căcați la Nomad. Recomand. Nu o să mai fac niciodată asta. Da, ce să-i faci? Nu toate meciurile sunt Daniela versus Nefasta. De aceea l-a fost cel mai fost șoc din a, tot turneul ăsta. Cel mai show, cel mai show. Așa mă așteptam să fie toate, deși n-au fost. Absolut deloc, total opusul la meciul meu. Eu nu știu ce spui tu, man. Parcă ai uitat să te uiți la meciurile mele, nu știu. N-ai văzut ce show a fost în alea care nu l-am pierdut? A, am înțeles. Noapte bună, man. Salut! Mersi de Cucast, ne auzim. Mersi de invitație. Pa! Bun, cam atât de la mine și cam atât de la turneul ăsta. Oficial ultimul român a pierdut. GG's tuturor. A fost meciul destul de strânse și frumoase, chiar dacă zic eu că na, a fost mai bume așa, pentru că mă așteptam să văd altceva, dar totuși s-a jucat la un nivel destul de ok. Ne auzim la următorul stream, vedem cu ce va fi, probabil turneul de CBA sau 1v1 rank, vedem. Salut!